Rolling, rolling. Hello. People in the house. Avem iar un Golf 6. Tema de astăzi. Plăcuțe. Plăcuțele de frână. Cum le verificăm și când știm să le schimbăm. Păi simplu, dăm ăsta jos. Aia. Trebuie să știi toată lumea și ne uităm exact acolo. Acolo se vede un etrier. Așa că se vede mai bine de aici. Focalizăm, da. Și se vede plăcuța de frână. Și ea ar trebui să fie mult mai încărcată decât este acum. Și discul arată cam urățel, dar mai e ok. E ok, cumva, pentru tura asta. Data viitoare recomand, dacă se schimbă plăcuțele, să se schimbe și discul. Să menționez asta proprietarului, care discul are aici, are buza asta și asta nu prea e în regulă, dar ea, fiind plăcuța uzată, nu e uzat uniform. Are să se schimbe acum cu plăcuțele astea noi, dar oricum nu e mare gradul, deci mai ar fi ok încă o tot. Da, și ziceam, plăcuțele, aici ar trebui să aibă mult mai multă încărcătură pe ele. Dacă astea din exterior arată așa, cea de pe interior, care e acționată direct de pistonaș, să știți că e mult mai uzată. Deci, clar, trebuie dată jos, schimbată. Luată jos, bine ridicată, toată lumea știe, ca și la pene, dată roată jos și o să continuăm de acolo. După cum se observă, am dat roata jos. O avem aici, să ne securizăm puțin. Ăsta este etrierul. Plăcuța veche, cum se vede, ia uitați, mai are nimic pe ea. Și plăcuța nouă. Cât trebuie să fie diferență. Da, în fine. Astăzi o să facem asta după spate. După față arată ok. Etrierul, frâna de mână, fiind aceasta, pe același piston, o să trebuiască o chestie oscură așa, ca să împingeți pistonașul înapoi, să retrageți, o să vă arăt un proces întreg. Frâna de mână fiind pe același piston, pistonul o să fie mercanat. Deci, în timp ce împingeți pistonașul înapoi, trebuie și învârtit de el. Să nu căutați, sau mai sunt unii care lasă, domnule, că bag două șurubenți, una de aici, una de aici, și o strâng înapoi și nu merge. Ăsta este pistonul. Ăsta trebuie retras, băgat înapoi. Da. Etrierul e foarte simplu. Două șuruburi aici și aici. Trebuie slăbite și el o să iasă. Sfat. Din nou, sfatul la el. Sau nu uitați să gresați astea, chestiile astea de aici. Asta trebuie să dați vaselină pe ele, pentru că pe astea culisează etrierul. Când voi apăsați frâna, etrierul se mișcă puțin. Are un fel de mișcare. El strângând discul, el trebuie să culiseze pe chestiile astea două. Dacă nu culisează, atunci ai problemă. Rămâne încins. Da, uite cineva, dar niște vaseline de aia deșteaptă, cu cupru. Facem și noi la fel. Da, vă trebuie un 15 aici, se țină contra, și un 13 aici. Ia să vedem ce facem noi. Da, și s-a slăbit. Bineînțeles, am avut eu mâna în cadru. Gata. Fiecare are metoda lui, nu trebuie neapărat la fel ca mine. Acum, ca să las spațiu să și vedeți, asta este șurubul. Unele mărci, ăștia nu au trimis plăcuțele astea,
Asta nu m-a plăcut cele și atât. Dar unele măci producătoare trimis și șuruburile astea. Înlocuiesc. La Ford Transit ne-am avut și au venit cu rezerve, șuruburile de rezervă. Nu știu aici, în partea de jos, dacă se vede prea bine. Nu prea, dar încerc. Iar mai e cel mai bine de schimbat. Plăcuțele când e sare pe drum și totul e gripat și coxat. Se mai întâmplă să mai stricăm și șuruburi, ceea ce nu vrem. Nu este în regulă. Deja aici cineva, ia uitați ce joc are. E ok. Da, revenim. Am pus 15, ținem contra și se slăbește. Exact, foarte ușor. Bine, voi o să ziceți, l-ai slăbit înainte. L-am slăbit înainte, normal că mi-a tot sărit cheia după șurub și n-am avut de ales. Șurubul, cum ziceam, unele mărci producătoare de plăcuțe le trimit, se înlocuiesc. Dar ăștia, marca asta care o am eu, nu au trimis. Așa că mare grijă când le da jos, nu stricați hexagonul, nu stricați filetul. Le puneți înapoi. Ok, acum partea de jos. Avem și șurubul de aici, de jos. A trebuit să-l punem pe ăsta înapoi aici sus, ca să, când forțați, el o să retrag etrierul. Și a trebuit să-l punem înapoi puțin, ca să avem mai multă forță. Și etrierul este așa. Uitați, mișcați stânga dreapta și va ieși, foarte simplu. Avem un etrier. El e ud că am dat-o cu W, dar nu trebuie, nu vă speriați. Arată în regulă. Ghidajele astea. Să țineți cont, asta e flanșa de la presă. Flanșa asta, colții vin exact în el. Aici, uitați. Și se montează presa aici și el se va împinge. Va trebui pistonașul retras înapoi. Aveți mare grijă să nu agățați, să nu agățați chestia asta, garnitura asta, un capac de praf, cum să zice. Intră sare, deteriorează pistonul, la fel, rămâne blocat. Plăcuțele, asta o să-l lăsăm aici așa puțin, deocamdată. Astea-s plăcuțele vechi, uitați cât mai aveau pe ele, prea puțin. Plăcuța pe interior, ceva mai bine. Curios, mă așteptam să fie mai uzată, dar cred că a fost invers. Nu știu, cred că șofer, depinde șofer, dacă șoferul poartă 44, atunci e problem. Căruciorul. Așa zic eu, neapărat. Tot așa, curățați chestiile astea cu perie de sârmă, interior, exterior, sliderle, cum să zic, ca să poată să circule ușor plăcuța. Plăcuța pe ea, plăcuța are mișcarea asta, o face plăcuța înainte, înapoi, înainte, înapoi pe disc. Și dacă nu este curățat bine, 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 tot așa rămâne blocat. O mașină, nu a mea personal, dar unui prieten, a fost refuzată la ITP pe motiv că nu circula, nu, frâna nu a fost echilibrată, nu a fost pe față, stânga cu dreapta. Frâna mai mult pe partea stângă decât pe partea dreaptă. În principiu, de aici, chestiile astea și vaselina în astea. Uite, vaselina are pe ea,
dar tot așa, curățat bine, înlocuit, montat înapoi la loc. Burduful ăsta aș face treaba, ajunge până aici, etanșează, trebuie, gata, apăsat și el intră înapoi. Stai să mai reglăm puțin aici. Cameramanul, încă n-am follower ca să-mi angajez cameramanul. Da, dau cu vaselină, bine, ia uite, clic și el se clipsează și mișcarea lui asta ar fi. Da. Rolling. Da, am curățat slider-urile astea, sâniile astea, slider, mi-a arunat multe tinele astea. Ele se pot curăța foarte easy, foarte. Cu o șurubență, cu perie de sârmă, cu niște spray de nana de frâne, soluție pentru curăța frânele, discurile, e tot felul de chestii. Cum v-am zis, aici plăcuța nu a călcat cum trebuie, de a făcut gradul ăsta. Nu ea vine montat așa și ia uitați, aici vine la față și discul o să se curețe, nu e problemă, el nu are important să nu aveți aici o margine tăioasă, un grad, restul e la mici. Dar cum am zis, tura viitoare o să recomand proprietarului să schimbăm. Asta e simplu, să dă asta jos, în fine. Data viitoare vă las puțin în așteptare. Ok, să încerc să un cadru cât mai bunicel, pentru că aici este toată acțiunea acum. Să vedem ce rezolvăm. Da, cum am zis, era pistonul are deja aici un ghidaj, se montează franșa asta așa, aici, dacă ar fi asta, ar fi super. Și avem presa care se montează așa, aici. E, noi chestia asta trebuie să o aducem din coace de marginea asta, da? De. Ea are filetul invers, derulăm până aproape că o strângem. Am montat-o înapoi, aproape că a trecut. Ia să vedem. E ok. Și mai ar fi chestia asta. Chestia asta se montează aici, pe interior. Dar la fel, nu ajunge. Eu câteodată am mai reușit de am dus așa cu presa. Am reușit de a monta presa, cum v-am zis, are aici colțe ăștia, trebuie să intre în pistonaș. Mare grijă la burduful ăsta. Atunci când rotiți, camia după el târăși, iau de asta. Și nu e regulă pentru că deteriorează. Poate să intre mizeria acolo și deci ușor cu el. Trebuie să umble, să circule foarte ușor pe el. Oricum. De strâns se strânge, se strânge, se retrage pistonul. El trebuie să intre aici înapoi. Asta e mișcare. Cum am zis? Ușor. Pentru că se mai întâmplă să se strice. Da. Deci e mișcare și continuă, strânge până el ajunge aici. Ăsta e pistonașul, să ajungă la față. Că altfel n-ar mai intra plăcuțele noi. Tot așa ușor, ca să lăsăm, să dăm voie lanuturile astea să circule pe piston. Încă o dată, depinde de la mașină la mașină,
Bine, asta e trieles. Nu, e același principiu, mă refer. Dar la unele procesul ăsta e mai ușor, la altele nu, depinde și cum s-a mers cu ea, în ce medii, mai ales acum iarna, sare, mizerie, chestii. În fine, v-ați făcut o idee. Bun, ia uitat, am reușit după 2 ore. Nu, am adus pistonașul aici la față, exact așa trebuie să fie el strâns complet, ca altfel nu o să meargă, și grosimea discului plus plăcuțele n-are să intre dacă nu e adus la față complet. În fin, ce vreau să vă arăt, deci e importantă vaselina aici, chestiile astea culisează. Da, asta este mișcarea etrierului. Da, ia uitați, vaselină, corect, corespunzător, elegant, la ăsta de sus. Uitați cum merge, ce ușor merge. Ia uitați la cel de jos, cum arată. Da, aici a fost. De-aia zic că după 2 ore, ai târziu, am reușit cu, nu cu pistonașul, cu ăsta. Deci abia l-am scos de acolo, fără pic de vaselină. De-aia zic că nu o să, el a avut cândva, mă gândesc că e vaselina de fabrică, stai să fie un focalizat. Dar în rest, uitați ce a fost. Da, trebuie curățat și readus la forma lui inițial, adus la ceva de gen, așa trebuie să fie el. Da, mare atenție, nu este de joacă. Da, și după ce alea le curățăm, plăcuțele, totdeauna decupătura, să urmați forma discului, să fiți atenți să intre aici complet și sus, uitați cum se așează, și cea de-a doua, tot așa, nu o montați așa, am mai văzut, bine, am creat poze pe fiză, da, aici, avem azi puțin praf, în fine, tot așa, sanile. Uite, asta este. Așa trebuie să faci. Și până vine interiorul, șurubul înapoi și cam atât. Ok, revenim. Rolling. Uitați, cam așa trebuie să arate. Băgăm înapoi în locașul lor până face click. Uitați cum circulă acum. Se vede și cel de jos, cel cu probleme. Mai ok, ia, click, tot așa, să fii sigur că burduful, garniturica aia de acolo, e tanșa și își face treaba, eu așa trebuie să circule. Ok, apoi etrierul trebuie să vină înapoi, o să intre mai greuț pentru că sunt chestiile astea, care etrierul, siguranțele alea, trebuie să apese pe ele. Acum, asta îl retragem, asta de jos îl retragem și ducem etrierul pe poziție, pe care poziție vine mai rapid, șurubul ăsta a avut aici, o vaselină care vine și mai ieși. S-auzi gong. Începe runda, o vaselină grafitată care face două lucruri și te ajută la montaj și blochează în același timp. O punem puțin pe poziție, nu o strângem complet. Și pe celălalt, în doilea. Tot așa, pune puțin pe el și asta înapoi, la poziția ei. Să vedem dacă vrea.
ce e cam greu. Să ne asigurăm că siguranțele sunt la locul lor. Asta. Așa. Tot din cauza, da, zic, din cauza pistonașului. Important să-l duceți până la capăt. Că altfel, greu se... greu se aduce înapoi pe poziție. Da. Și cam atât. Strâns înapoi, tot pus la loc. Frâna de mână nu trebuie strânsă, că o să... trebuie lăsată jos, că altfel nu o să puteți să strângeți pistonașul să-l aduceți înapoi la poziție. Da. Și cam atât. Ok, pentru astăzi la fel. Dacă vă place ce am făcut, chestii simple care puteți să le faceți voi, să nu mai umblați pe la mecanici, pe la... Asta e și scopul canalului meu de YouTube. Chestiuțe simple. Da, like, share și subscribe. Okay, over and out.